Salutare tuturor și bine v-am găsit sau regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac un episod cu o noutate bună, pentru că, da, e o noutate pentru că am mutat iepurii, adică perile doar, acolo, dar nu pot să-l prind, s-a ascuns și nu pot să-l prind, Acum mergem în grad să vedem dacă a ieșit, se pare că a ieșit. Acum va trebui să-l prind, cumva, nu va trebui să-l las în partea asta, că se va ascunde acolo și nu am cum să-l prind. Hai, Rilă! Asta e aici. Nu, dacă se ascunde acolo, va trebui să aștept până la anul. Așa, uitați-l cum fuge el. Uitați cum umblă. Fuge! Până mâncă pământul. Nu mă gândeam să filmez azi, pentru că, da, mamă, dar unde s-a dus, bă? Niciodată nu s-a mai dus acolo. Vai, mi-a luat o durere de stomac, de nici nu vă imaginați. Uitați-l unde s-a dus. Na, așa e pure nebun. Aici am curățat la ăla, la alt și, da, ia, e așa. Hai. Nu știu când să-l scoți de aici, dar vedeți, i-am pus, numai nu i-am pus apa pentru că, da, cred că va trebui să-l lăsăm să plece pentru că nu pot să-l scot. La asta i-am pus apă, mâncare, i-am făcut curat, nu am trifoi ca să-i dau. Aici văd că a luat bunica mea ouăle, nu am mai scos rațele. În schimb, știți că v-am zis că au dispărut ouăle, o să vă arăt după ce-l prindem perile unde sunt. Și ce s-a întâmplat? Acum o să vă plictisesc eu cu asta, dar da. Nu știu, mă gândesc să nu mai postez chiar așa zilnic, pentru că chiar nu mai am idei. Da. Oh, v-am zis. Acum s-a ascuns acolo. Aștept, atunci o să-l bag diseară, nu am cum să-l mai scot. A murit o găină, aia care v-am zis că e pe ducă. A murit. Am găsit o moartă strobită. Astea v-am zis că s-au învățat afară. Aici stau de dimineața până seara. Uitați-o pe getuța, pe geta. Geta care e extrem de frumoasă. Getuța și ea e frumoasă, dar în momentul de față îmi place mai mult de geta. Aici găinile astea, Clementina, restul. Ia să vă arăt eu mai bine porci. Ze! Șu! Sunt nebun. Opa, o să-i scap afară. Așa că va trebui să închid asta. O să-i scap afară. Nu, le este foame și o să-i scap afară. Aici... au mâncat o travă, aia e doar hârtia, dar așa se vede. Și am deschis, că nu are rost să ținem închis. Într-o seară am găsit un pui roșu mort dincolo. Așa că da, la puii ăștia n-am avut absolut nicio pierdere. Ceea ce mă bucură. Nu cred că o să intru la ei, pentru că da. Aici l-am strâns porumb, nu o să mai fac episod, că... iarnul o să-mi iasă și nu mai fac. Uitați-l pe Bubu, adică puii au trăit, s-au făcut extrem de frumoși, acei doi pui. Vă mulțumesc tuturor pentru promovările care mi le-ați făcut. Am zis că o să se strângă mai multe și atunci o să le mulțumesc. M-a întrebat cineva, un prieten, tu de ce nu faci promovări? Mi-am și râs în nas. Ce promovări să fac eu dacă de-abia eu mi-s urmărit? De-abia nici eu nu sunt tot urmărit. Adică, să fim serioși. Cine fac unul de 18, de 19 abonați să facă promovări? Du-te, mă! Găina asta v-am zis că s-a revenit, nu v-am zis, pentru că da. La asta încă mă gândesc să-i dau un nume. Găina asta pare ea grasă, dar nu e, e destul de ușoară. Pentru că de când am atâta cocoși până la anul, asta e, o să se bată. Se bat între ele,
Cocoșul de la Ungurești s-a făcut super frumos. Am vrut anul ăsta să ne iau un rățoi cu moț acum, dar nu mai cumpăr nimic. Doar în decembrie v-am zis că ne iau acea pereche de cochin. În rest nu mai cumpăr absolut nimic. Mătase, eu îi zic mătase, că na, îi zic eu. V-am zis că va fi băgat la matcă. Și acest cocoș roșu, nu că ăsta, că s-a urât, ăsta cred că îl vom tăia, nici nu știu ce să zic. S-a făcut extrem de frumos. Pe filmare nu se vede, dar are coadă strălucitoare. Extremă. Uitați-l. Date, mă! Am mai avut odată așa cocoș, dar mai de mult. Acel, uitați, i-am uitat numele, Amarea Ocanou. O să mai cumpăr și la anul ouă de la Amarea Ocana, de la altcineva. Poate îl știți voi, e youtuber. Și o să-mi cumpăr și mai câteva găinuțe, poate tot la anul, de la tot acel om de la care le-am luat și pe astea. Pentru că v-am zis, are cocoș de rasă pură, dar le-a corcit cu restul. Acesta care se bate într-una pentru găini, aici strugurii va trebui să-i culegem, chiar dacă nu-i folosim, ce mai mănânc eu atâta, că bunica mea mănâncă de cumpărat și bunicul meu numai dacă face vin, dar nu prea face, că el e cu țuica, nu-i cu vinul. Nici eu. Mie îmi place mai mult vinul, dar na. Deci la curs n-am mai avut nicio pierdere. Anul ăsta, nu știu, cred că v-am mai zis la începutul, la primul meu episod, că trebuia să facem un țarc pentru curci, dar acel om s-a prins cu alte proiecte și nu a mai apucat să vină și la noi și nu a mai făcut nimic. Trebuia să-l facem frumos, chestii, nu a mai făcut. Nu cred că v-am arătat vreodată în părțile astea nimic. Acesta e curcan. Aia bănuiesc că ar fi curcă și aia un fel de curcă, cred că ar fi. Aici am pomi. Normal, aici, dar cum să vă zic, aici, acolo a fost livadă. Până aici, și aici, unde e zidul ăsta de beton, a fost numai pomi. No. Și aici nu a fost drum, a fost pomi. Drumul a fost acolo, fix acolo. Veneai pe aici, unde e nucul acesta, mai un set de ziduri și era cărare, veneai pe aici, pe acolo și urcai, veneai direct. Dar aici am făcut poartă pentru tractor și pentru căruță, pentru că v-am zis că am avut și cal. Și, na, nu știu, după cum au săpat ăștia, aici nu știm noi dacă o să mai ai lucruri sau nu, dar deja încă lucră, dar pe partea aceea încă nu putem face gard, dar vom face gard ca acum aici, pe aici va fi intrarea principală. Cum ar veni? Uitați curcile, știu că s-ar putea să vină câini pe acolo, dar n-am ce face. Ia. Va trebui să-mi schimb poza de pe canal, o să pun o poză probabil cu matca sau cu ele, poate. Ăla nu se vede, dar nu-i, cum să zic, frate, soră cu ei. E mai mare pentru cu vreo săptămână maxim, că e de la altă curcă, atât. Uitați-le, astăzi o să fac un episod scurt, chestii. Acest cocoș e băgat la matcă, e fiul din cel cocoș cu creasta mare și cabirul e un fel din descendență la culoare. Acolo avem bibilicele, pe țâca, țâca v-am zis că a mutat, uitați aici cocoșii. Deci acel cocoș, ăștia doi cocoși, acela roșu care v-am zis de acolo, nu se vede? Ba da, ăla de acolo, se bat trei pe o găină. Adică pe doamna aceea roșie care v-am arătat-o. Nucul ăsta, anul trecut, tot anul, a fost îngropat în apă, deoarece buldozerul, când trecea pe aici, săpa mult și eram ploua într-una. Și da, o să stau puțin cu ele pe aici, pentru că, na, nu știu dacă la unii care stați la țară și aveți nuci, dacă aveți nuci, noi anul ăsta sărac de tot, adică nici nu, în ăsta nici nu cred că este nuci, nici în ăla, nici într-un caz. În ăla nici atâta, probabil în aia mari.
Aici avem pruni plantați, dar nu s-au prins. Adică s-au prins, că au avut. Nu s-au făcut. Uitați, ăsta s-au prins. A trebuit să stau pe aici cu ei. Aici, în clar să vă fie, aici au fost pomi. Uitați, pomi din ăștia, soi, nu știu cum. Aici avem un stâlp de electricitate. Pentru că uitați acolo, îi dai stâlpul. Nu știu ce caută ele aici. Nu le-am mânat eu sau ceva, ele au venit singure. Acolo, încolo de tot, eu aici e pășune după drumul ăsta cu cai și după aia acolo e o stână. Și de aia se aude chestii. Aici erau pomi și țin minte, a fost odată o furtună și am avut calul legat acolo. Și eu trebuia să vin după cal ca să... Na, și mi-era frică să pun mâna, că na, să nu mă curentez. Dar da. Și aici am avut odată și pe Coca. Coca a chemat-o pe mama lui Țica. Nume ciudat, nu, dar semăna cu o Coca, așa, nu știu, mie nu contează. M-a zis că mie îmi place să le dau un nume ciudate la animale, ciudate rău. Aici, din câte știu, în porțiunea asta a fost niște porumb mai de mult. Acum e trifoi din ăsta așa, corcit, adică uitați, nu e numai trifoi, e și bălării chestii. Mai cosim la capre, că la colț aici, că aici e un fel de colț de unghi. Nu mai avem pentru că l-a dus. Aici mirase amortăciune. Aici a fost gard, din câte știu, ori pentru capre, pentru că uitați acolo stâlp, sau eu știu ce a mai fost. Mergem pe aici. Odată curcanul și restul ei pui s-a pus aici jos, o pui sub ei, doar 2 sau 3 stăteau să curcă, s-au pus să se culce. Dar i-am adus și, și l-am aruncat pe unul așa peste gard și a doua zi l-au găsit bunicul meu mort. Nu știu de ce, dar au avut aripi să zboare. Adică, na, nu știu. O să vi le arăt așa în mare. Dați-o pe țicuța nebuna. Be. Aici au apă, găinile pitice. Aici avem o căpiță de fân. Noi nu prea facem căpițe de fân, dar a avut un chip prea mult fân și i-a mai rămas ăsta și nu prea mai putea să facă cine știe ce baloz din el. Și l-a făcut căpiță. Curca asta năpârlește. Nu o să o mai tăiem, dar nu o să o lăsăm să clocească. Asta e. Când va cloci, va fi închisă. Cel mai probabil. Și am deja, încă stau cu virgule, cum să fac la boxe, pentru că unele am unde să le pun, dar gândiți-vă, nu știu, ce, acel cocoș, să zic așa, nu prea pot să-l bag într-un cotez, trebuie să fac un cotez mare și plus că mie nu prea îmi place să le țin închise chiar așa mult. O să fac cotețe cu țarcuri, cum ar veni, și acel cocoș, nici într-un caz nu pot să-l bag într-un țarc. Ăla de acolo. Nici ăsta de-a mereu cană nu pot să-l bag într-un țarc. Nici această găină roșie n-a putea să o bag într-o boxă. Ăla m-am bâlbit. Pot să-l bag într-un țarc, dar nu pot să-l bag într-o boxă. Nici pe ăsta. Nici pe Dica n-ar ăsta. Poate dacă mi-aș lua ceva mic, ale da, ar merge, dar na, nu. Trebuie, mie va fi, eu vreau să fac mari. Să fie boxe cu țarcuri, pentru că na, cele închise sigur vor fi, nu știu, ceva pitice și piticele închise mă refer și ceva pitice de la mine, probabil acel cocoș cu o găină de-a lui va fi închisă pentru că are loc destul, dar dacă se va face cât ăsta, nu știu. Piticele de rasă care mi le iau, mii de flori, îl va fi închis, figurat. Mai multe, nu mai știu. Uitați acolo un pui frumos roșu, ciorile. Nu știu, să mai încerc să îi prind, să mai prind perilă și mai încheiem când îl prind. O să fac oare un episod când curăț la spirit, dar mai văd eu. Uitați ăsta cât s-a făcut de frumos.
aici găinile trândăvesc. N-au ele treabă cu realitatea. De fapt, au treabă că sunt reale, cum ar veni. În fine. Eu și logica mea. Nu? Văd că nu a ieșit. Gen aici v-am zis că ăsta vom renova. Aici voi pune ungureștile. Ele vor fi practic închise, nu? Nu le voi pune coteț sau ceva. Poate doar niște boxuțe mici. Doar habar n-am. Și aici v-am zis că va fi un țarc. Doar niște... vor fi, cred că, închise o pereche din ăștia. Perechea asta sau acel cocoș porumbac. Eu zic pistruiat. Eu când am fost mic le-am obișnuit la culoarea aia, să-i spun, porumbac, nu porumbac, nu mai știu. Tot acum i-am uitat cum i-am zis, la ea i-am zis pistruiat, la acea culoare i-am zis pistruiat. Na, eu le spun așa, poate alții le spun într-un fel, eu le spun în alt fel. M-am zis că s-au învățat afară. E splenco, una mine, splendid cocoșul ăsta. Ele, chiar dacă mi-a zis că și asta face parte din familie, dar eu nu vreau să fac familia în patru, cum ar veni, o să fac din două. Hai totuși să intrăm și aici, pentru că la mulți pui le place să vadă, la mulți youtuberi. V-am zis că eu nu mă consider youtuber, dar n-am avut nicio pierdere, mă bucur. Aici avem rațele care încă sunt de vânzare. Cel mai probabil perechea o voi da sau o voi păstra în cele din urmă. Rățoii voi tăia? Cine știe? Uitați, sunt veseli. Până la urmă iese că ăla e cocoș și aia e găină. Oricât s-ar face, ăsta când a fost mic, dacă vă uitați la mine pe Facebook, ăla, a avut culoare care se vede după roșu. Acum s-a înrușit. Uitați, ăia se bate acolo. Eu am vrut să-i fac aici pentru borumbei și de-aia a zis să pun așa. Sebricul e sănătos. Nu e sebric, dar seamănă. Dar n-a. Cine mă înțelege pe mine? Mâine va trebui să le fac... să le dau apă și mâncare. Nu merge până în casă să vă arăt și pui și atunci chiar încheiem. Aceia doi. De fapt că e de carne. Nu cred, nu știu ce e așa de văzut la ei, dar în fine. Hopa. Cocoșul ăsta deja începe să devine cocoș, cum ar veni. Adică nu mai e ca o găină să fugă sau așa. Revenim din casă. Hai să vă mai arăt astea puțin. Aia mereu stă cu ele, dar da. Uitați-le, revin din casă. În casă, pui acum tocmai le-a făcut curat. Îi puteți vedea. Nu știu dacă voi știți cum să luați pui. Eu așa știu să-i iau. E chiar dacă uneori iau altcumva, dar în fine. Deci uitați-l. Dacă erau și încălțați, erau super frumoși. Dar nu contează, sănătos să fie. Așa. Uitați. Ăsta mi-a zis cineva că se va face porumbac. Și eu am avut această idee în cap, pentru că de obicei așa se întâmpla, dar... Dar da. Uitați, cresc aripile. Ar părea a fi o păicuță sau un cocoșel, ar părea a fi mai mult. Și da, uitați, un pui de carne. Ia să vă arăt unul mare. Ăștia s-au făcut barbasani mari. Da. Uitați-l și pe spirit. O să-i fac un episod, cred că, în care o să îi fac curat. Și prin acestea fiind spuse, nu uitați să vă abonați, să dați un like și pa, pa!